Se înmulțesc vocile care cer suspendarea președintelui Claus Iohannis în contextul în care șeful statului este acuzat că nu ține cont de rezultatul votului de la alegerile parlamentare din 6 decembrie și încearcă să țină partidul care a câștigat de parte de actuala guvernare. Atât social-democrații cât și cei de la Alianța pentru Unirea Românilor flutură în aceste zile posibilitatea suspendării președintelui Claus Iohannis, după ce președintele a anunțat că va face guvern dintr-o coaliție a partidelor de dreapta ignorând celelalte formațiuni politice care au obținut scoruri bune la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Și în Mehedinți, ca și în alte județe din țară, cetățenii doresc suspendarea președintelui din funcție. Oricine, cine nu respectă Constituția țării, Trebuie înlăturat pentru că înseamnă dictatorie, adică întoarcerea la dictatorie, mai mai bine zis. Constituția spune în articolul 131 din Constituție: cei care au câștigat alegerile au dreptul să să prezinte o listă de, cu propuneri pentru viitorul prim-ministru și uh, guvernul. Adică ei decid cine va face parte din viitorul guvern. Indiferent, deci nu, în Constituție nu scrie că dacă, știți, dacă avem 20%, deci nu este scris un anumit procent, asta vreau să zic. Împărță țara în, în, două jumate, unii de el și unii de el. Nu. Am țara, știi. Nu mai vreau să faci. Constituția României prevede posibilitatea demiterii președintelui țării. Acesta poate fi suspendat prin votul Parlamentului și demis prin referendum. Astfel, articolul 95 din Constituția României prevede că președintele poate fi suspendat în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției.